Potrivit celui mai recent raport al Comisiei Europene, România se află printre statele membre cu cei mai buni timp de reacție sub 10 secunde și o acuratețe sporită în localizarea apelanților la numărul unic de urgență 112. Țara noastră face parte dintre cele 5 state membre care reprezintă exemple de bună practică în termen de furnizare a datelor necesare pentru analiza sistemului. Timpul mediu de reacție este de 3,68 de secunde și este înregistrat în cazul a 94,63% dintre apelurile la numărul 112. În ceea ce privește localizarea apelanților, doar în 2% dintre cazuri ea nu este posibilă, acuratețea localizării fiind de 97,20% pentru rețelele de telefonie fixă și de 99,27% pentru cele de telefonie mobilă. În cazul țării noastre, atât folosirea numărului 112, cât și localizarea apelantului funcționează și în roaming. România este una dintre puținele țări membre ale Uniunii Europene în care 112 este numărul unic de urgență. În urma campaniilor de educare și informare desfășurate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, în țara noastră numărul de apeluri false a scăzut în ultimii ani cu aproximativ 25% și se situează la circa 65%, înscriindu-se în media înregistrată și în statele europene cu tradiție în domeniu.